Depozitul ecologic de la Mavrodin, unde sunt colectate deșeurile din tot județul Telorman, este o investiție realizată cu fonduri europene și dată în folosință în 2009. Potrivit reprezentanților companiei care administrează unitatea, celula numărul 1 a depozitului este aproape plină și preconizează că va atinge 100% din volum până în luna februarie 2017. Situația este aproape critică. Celula numărul 1 de depozitare a deșeurilor de pe area întregului județ Telorman este pe sfârșit. Volumul nu mai permite stocarea în continuare a deșeurilor și asta presupune extinderea către celula numărul 2 care să primească deșeuri de pe area întregului județ. Potrivit reprezentanților companiei care exploatează depozitul, s-au făcut solicitări către autoritățile județene și către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru găsirea unor soluții de finanțare. Obligația construirii celei de-a doua celule revine operatorului pe costurile operatorului. La discuțiile pe care le vom avea pe 22-23 august vom lămuri toate aceste aspecte. Până la găsirea unor soluții pentru construirea următoarei celule, administratorul depozitului de deșeuri a demarat o serie de măsuri pentru o ușoară extindere a spațiului de depozitare din celula numărul 1. Procese de compactare accelerată a deșeurilor, limitarea drumului de acces pentru extinderea spațiului de depozitare, sunt măsuri luate, dar asta nu înseamnă că aceste procese vor asigura la nesfârșit spațiu de stocare și extindere pentru deșeuri. De asemenea, din comunicatul de presă al companiei reiese cu o altă obligație a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară a Consiliului Județean Telorman și a colectorului era de transportarea cantităților de deșeuri reciclate în vederea sortării în cadrul instalației construite la depozitul Mavrodin. În primii trei ani de la demararea construirii depozitului, cantitatea de deșeuri a fost de 220 de ori mai mică decât cea prevăzută, ceea ce a dus la diminuarea veniturilor companiei și la imposibilitatea realizării țintelor stabilite de către comunitatea europeană.